Bună dimineața, fraților! Am ajuns cu bine în cea de-a doua oră. Îi mulțumim mult, Mihaele Rudenco, pentru buletinul de știri. Într-adevăr, bă, pentru multă lume va fi o problemă acum cu plopii. Perioada asta. Ești te numeri și tu printre cei care sunt alergici? Din fericire, mă enervează. Mai plutesc așa prin jurul nasului și... Da, cu ambrozia, prin august, așa? Nu, chiar stau foarte bine. Eu merg, n-am nicio problemă, sunt protejat de imunitatea mea, care este dată de la Dumnezeu și pe care foarte mult și o pe care trebuie să o păstrezi, da? Nu alerg. Te-ai lăudat că faci 10 minute de sport în fiecare dimineață, deja în emisiunile precedente, acum nu ne rămâne. Vrea să-mi scad așa un pic din... Nu e adevărat, eu te laud, chiar nu 10 vezi? 10 minute, de 10 minute, trebuie 30 de minute, știu că trebuie mai mult. Da, și 10 e bine, adică un început foarte bun, chiar am avut nicio intenție. Da, deci ai fost o laudă, Wow, da, mulțumesc mult colegii mele, Mihaela Rudenco, pentru laude, la fel să faceți și voi dacă aveți parte de un astfel de coleg, sau poate colegi, dacă aveți mai mulți, da. Și trebuie, într-adevăr, să mulțumim oamenilor pentru emoțiile pozitive pe care ne le aduc în viață. Adevărat. Nu? Să mulțumim și astrologilor pentru faptul că ne oferă informații importante despre cum ne va decurge această zi și propun să continuăm cu cei din Zodia Leu. Hai să vedem dacă fecioarele vor avea ocazie să mulțumească horoscopului. Și fecioarele, da, vin după astea. Leu, așadar, este momentul să faci puțină ordine în viața ta, deoarece pare că totul îți merge mai puțin bine. Chiar dacă ai crede că totul se întâmplă din cauza altora, este recomandat să te gândești și la comportamentul tău. Ai încredere în propriile decizii. Vezi, horoscopul e de un obraz Leului și nu cred că Leu o să-i mulțumească pentru asta. Ce să faci? N-ai ce să faci. Mulțumește, asta e. Fecioară, din nefericire, stresul te va face să îți pierzi cumpătul și să creezi situații tensionate. Noi să creăm, fecioarele, noi să creăm, și am observat, chiar dizi de dimineața am observat ceva atât de straniu. Bine, este posibil să întâmpin probleme cu persoanele de acasă, însă totul se va rezolva dacă vă găsiți o activitate foarte relaxantă împreună. Așa că eu înțeleg, aveți probleme acasă, aveți poate niște discordanțe cu cei dragi, dar știi, asta nu înseamnă că trebuie să aduceți gata, la locul de muncă. Cine ar vorbi? Racii vorbesc, lăsați-mă vă rog frumos, nu mai racii putem, vorbesc, gata. Care se descurcă foarte bine, da, la capitolul ăsta. Foarte bine, da. Zodia Balanță, te simți foarte obosit după o perioadă foarte stresantă prin care ai trecut, ai nevoie de câteva zile libere, iar persoana iubită se pare că te va scoate din starea negativă pe care o ai și te va surprinde. Așa că bucură-te de această zi. Ador momentul ăsta, l-ador. Scorpion, te-ai hotărât să te axezi mai mult pe propria persoană și să începi un nou hobby care te va aduce pe o scară ascendentă. Timpul petrecut alături de prietenii te va face să te simți mai bine. Da. Felicitări, cel puțin prietenii să prietenii să fie ei cei care să-i bine dispună pe Scorpion, pentru că astfel se simt și ei bine. Ce se întâmplă la săgetători, vărsători, capricorn și pești, aflăm în ora 3. Până atunci vă spunem și vă vorbim despre expoziția de grup Autoportret, care invită iubitorii de frumos să descopere poveștile unor artiști de la noi, care și-au expus lucrările. De altfel, știu că vernisajul este despre găsirea echilibrului între a fi tu însuți și a îndeplini așteptările societății, între autenticitate și conformare, între exprimare liberă și dependență. Da, și ce mai spune? Păi, în aceste condiții este important să-ți cunoști și să-ți respecti propriile valori. Da, ai de dreptate. Uite că fiecare lucrare are și un QR code, da, așa că cei care vin pot scana codul pentru a afla mai multe informații despre autorul tabloului. Ok. Da, aflăm detalii de la colegul nostru, colega noastră, de la colega noastră, Andreea Iriciuc. Andreea, bună dimineața! Neața, dragi colegi și telespectatori, ne aflăm în cadrul unei expoziții de artă contemporană, vernisată chiar în cadrul unei librării de la noi din Chișinău. Vom face o excursie pe aici, iar pentru asta mă va ajuta curatorul expoziției, Natalia Blanari. Bună dimineața! Vreau să ne spuneți mai întâi care este scopul acestei expoziții. Scopul a fost să provocăm mai mulți artiști tineri, toți sunt practic până în 30 de ani, să provocăm să facă autoportrete, în ideea cum este foarte populară tema autocunoașterii și este foarte curios să vedem cum fiecare om se vede singur pe el. Și foarte des imaginea proprie despre sine este foarte diferită decât ne percep ceilalți din jur. Și a fost foarte curios să descoperim chiar și noi, cei care îi știm pe artiști, unii artiști de la noi,
Aici avem, de exemplu, o lucrare a Elenei Bria, una dintre cele mai talentate tinere artiste pe care le aveam. Ea a făcut pentru prima dată un autoportret exact pentru această expoziție. Aici putem să vedem un autoportret care nu este deloc clasic și nu are un chip așa cum ne-am aștepta. Aici putem descoperi lucrarea Cezarei Colesnic și să o descoperim, din fapt, prin culorile pe care le-a folosit. Și culorile ne pot duce la foarte multe gânduri. De exemplu, albastru ăsta închis poate să ne ducă la gândul cât de înțelept este omul sau cât de profund poate fi. Aici avem o tehnică mai specială. Aici avem, de exemplu, lucrarea lui Leo Dolghiero Leg, care este făcută pe frescă. Este un alt material folosit într-o tehnică mai deosebită. Este o tehnică de pictură bizantină sau, de exemplu, lucrarea lui Alexandru Kordimski. Așa, de ce ar trebui să vină oamenii la această expoziție? Noi invităm, de fapt, și vizitatorii să se autodescopere pe ei. De asta am pus câteva oglinzi unde ei se pot vedea în oglindă. Și ne vedem și noi acum. Salut, colegi! Și e foarte curios. Invităm toată lumea, de fapt, să vadă, să se descopere pe sine și să vadă dacă și alții îi văd exact așa cum se văd ei. Natalia, eu îți mulțumesc foarte mult, iar noi continuăm excursia noastră. Acum intrăm într-o altă cameră și îl descoperim aici pe artistul plastic Ruslan Roșca. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ești? Bine, mersi! Vreau să ne spui ce ai expus tu aici, să ne vorbești despre lucrarea pe care o am. Deci în cadrul expoziției e cu reprezentarea autoportretelor artiștilor, tinerilor. Eu am venit cu un portret ce mă reprezintă în forma unui pisoi care stă și se odihnește pe un scaun. Deci te caracterizează un pisoi? Vorbești despre un autoportret. Cât de mult? Deci ce asemănări ai între... În primul rând, e șanul meu de naștere, cum a fost și în 97 și respectiv și în 23. Luând în vedere că fac artă și dacă urmărim și pisicile, pisoi, toate felinile astea, ele cum le trăsnește în cap, se scolă dimineața și pleacă, fac gălăgie, urmăresc, se joacă, numai năzbâte. Eu cred că în formula asta mă încadrez destul de bine. Deci așa ești și tu, da, caracter. Da. Cât de greu este pentru un artist plastic să reprezinte sau să-și picteze cumva propriul autoportret? Nu știu cum alți artiști o fac, dar din interiorul meu, totuși acest portret a venit exprompt. Are și o mică istorie în spate, cam timp de o lună de zile stăteam la balcon, acolo venea un pisoi în trei culori și el timp de o lună de zile mă asculta, stând pe scaun, după ce îmi serveam cafeaua, el pleca. Deci și după o lună de zile, 15 minute și am făcut pictura. Deci eu am trăit acest moment și cred că și alți artiști plastici au și ei în spate o mică istorie și din astfel de momente apar și autoportretele, trăiri. Da, Ruslan, eu îți mulțumesc foarte mult și te felicit cu această ocazie. Iar voi, dragi colegi și telespectatori, să știți că puteți veni și voi să vedeți această expoziție foarte impresionantă. Eu o să mai rămân pe aici să o analizez mai bine, așa că vă aștept. Colegi, aveți legătura. Mulțumim frumos, draga noastră Andreea. Da? Așa, printre frumusețele de creații, nu? Într-adevăr, artă adevărată și tot despre cultură o să vorbim în continuare și o să vorbim despre o chimie spontană. Știi, iubești sau nu jazzul? Mm-hmm. Sau pur și simplu admiri arta improvizației pe care anumiți muzicieni o stăpânesc prin natura firii? Așa este. Ce bine că și în Republica Moldova ne putem bucura de evenimente frumoase, pline de emoție și mai multe ne spune domnul Valeriu Culea, directorul artistic al Festivalului Internațional Jazz în Chișinău. Bună dimineața!
dimineața, domnule Culea. Bine ați revenit! Salutare, bună dimineața! Domnule Culea, un eveniment extraordinar are loc tradițional în Republica Moldova, în Chișinău. Până ajunge la Jazz în Chișinău, mai ținem un pic telespectatorii pe jar. Am vrea să aducem în discuție și marile personalități, da, din lumea jazzului vocal, mohicanic, ca să zic așa, nu știu, Louis Armstrong, Frank Sinatra, era Ella Fitzgerald, și să ne spuneți în ce măsură sunt ei o sursă de inspirație pentru comunitatea inclusiv din Republica Moldova. Ați țintit sus, colega mea. Hai să vă zic o chestie cu totul opus din întrebarea care e fost. Da? Recent, știu că nu avem timp mult, dar suportăm subiectul ăsta. Recent cineva îmi scrie: domnul Culea, pe data de 20 mai vă rugăm frumos să ne cântați la petrecerea tripleților noștri. Zic, e un spam ceva. Bine, istoria e faină. Și zic, nu știu, eu nu cânt la... Da, nu, noi vrem jazz. Vreo 3 săptămâni. Noi dorim jazz, noi nu vrem. Zic, ok, contact... Bine, am contactat. După asta noi cu doamna am discutat 4 ore la telefon. Ce vreau să... Cum sub ce formă vreau să răspund, știi? Bine, până la urmă noi am fost pe 20. Într-un sat, la Cahul, și am cântat 3 ore Armstrong, wow. Miles Davis, Ella Fitzgerald și o grămadă de standarde. Eu am fost cu un vocalist de aici, de la noi, și am cântat la această ceremonie a tripleților în familia lor. O doamnă extraordinară cu familia, care mereu vine la noi la Jazz în Chișinău de la prima ediție, și eu nici n-am știut de asta. Bine, istoria e lungă. În Republica Moldova. Într-un sat acolo, pe lângă Moscovie, pe acolo, pe lângă Taraclia. Uite, și asta acolo ne demonstrează ce ați spus, repetată, da. Așteptat, așa am răspuns? Nu, dar ne confirmă. Eu am rămas trăsnit de chestia asta. Într-adevăr, publicul, orice, este un stereotip, să spunem, că muzica jazz poate este doar pentru un anumit public. Este un bred. Da. Este un bred care tot noi ne-l cumva ne-l ajustăm, așa. Nu e corect asta. Da. Jazz în Chișinău a demonstrat numai o dată că muzica jazz are o valoare și este foarte valoroasă în Republica Moldova. A devenit o carte de vizită a jazzului și interpreți de mare valoare din întreaga lume vor să ajungă la acest eveniment. Anul ăsta, ce se pregătește? Jazz în Chișinău, da, într-adevăr, este un eveniment de importanță națională și internațional. Asta nu se mai pune în discuție. Noi am avut și instrumentiști, vocaliști aici cu care am cântat, care au deținut premii, Grammy și așa mai departe. Tot lucrul ăsta se știe, poporul nostru trebuie să mai trezească, instituțiile și așa mai departe. An de an noi vorbim aceste chestii, da. Cu supraeforturi, noi am ajuns la ediția 11. Jazz în Chișinău mereu în colaborare cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, deci evenimentul are loc 6-7 iunie, concertele din Chișinău, la Palatul Republicii, ora 18:00, așa că toată lumea este binevenită. Și tradiționalul nostru, ca de obicei, pentru că noi trebuie să dăm lucruri frumoase și nu numai hramuri și plăcinte, mereu eu zic că aceste lucruri trebuie de modernizat, plăcinta și mămăliga la nivel de intelectual și prin regiuni. Și evident că noi mergem pe data de 8 la Tiraspol, pe data de 9 mergem la Soroca, la colegiul Nicolae Vodgros, la Tiraspol mergem la Institutul de Arte și pe data de 12 iunie mergem la Palatul de Cultură Ungheni. Foarte frumos. Programul este probabil pe online și oricine peste poate să-l peste tot consulte, este, sigur. Festivalul pe care îl organizați în toată această perioadă a contribuit foarte mult la schimbarea inclusiv mentalității oamenilor și a contribuit mult la promovarea acestei culturi a jazzului în Republica Moldova. Simțiți cum a evoluat evenimentul de la an la an și cum s-a schimbat și profilul celor care vin la eveniment? Eu mereu încerc să fiu realist. Lucrurile oricum se schimbă spre bine. Sunt foarte multe lacune. Te uiți, ai făcut 3 pași în... știi cum românul și moldovan? 2 pași înainte și 2 înapoi. Cum e? Cum se zice? Un pas înainte și 2 înapoi. Păi și ești înapoi, mereu. Da.
capul plecat, sabia în ultaie, că mereu e plecat. Adică lucrurile astea vreau să le spun. Noi ne mișcăm, dar dăm înapoi, pentru că avem o problemă. Ne mișcăm, tot timpul ne mișcăm. Asta este foarte dar bine. În toate consecințele astea, lucrurile oricum se mișcă spre bine. Lucrul ăsta se simte, public apare, public dispare, tineretul se mai mișcă. Da. E îmbucurător faptul că lucrurile se schimbă cu eforturile noastre supra-titanice. Da, cu toate astea, într-adevăr, cum și menționați dumneavoastră, ați reușit să ajungeți prin licee, ați reușit să vânați pe cei tineri care sunt împătimiți de jazz și îi încadrați într-o trupă de profesioniști. Înțelegi că noi nu putem numai să lăudăm, pentru că nu este tot de laud și părțile negative fac parte din realitate. Eu observ un lucru, pentru că chiar dacă lucrurile se mișcă spre bine, oricum, vorbeam cu cineva ieri, lumea parcă te uiți așa, e supra-saturată, este foarte multă pleavă și lumea este supra-saturată, nu înțelegeți ce vreau să zic și asta pune pe gânduri lucrul ăsta, este și e democrație, nu poți să interzici nimănui. Da, dar oricum, se mișcă lucrurile din loc, indiferent de orice, se mișcă și vezi că sunt mult mai mulți oameni care îndrăgesc acest gen de muzică și prinde amploare. Și la noi să au loc evenimente, unele frumoase în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă. Da, și cred că o să prindă priză mult mai mult. Știu că repetițiile le începeți un pic mai târziu, pe 29, da? Ce se întâmplă? Deja le-am început. Până pe poate despre program, să zic că am niște lucruri așa interesante. Da, da. Cine sunt eroii? Deci, aceste două zile avem un quintet din Lituania, Vilnius. Niște băieți extraordinari, tineri și foarte, așa, o muzică foarte dinamică. Primul proiect pentru data de 6. Al doilea proiect este renumita Andra Botez, de dincolo de Prut. O avem aici la, cu acutele alea. Da. Eu știu pe cine să invit. A doua zi avem jazz și poezie, proiectul care noi l-am început, un proiect frumos și inedit. Muzica mea, improvizațiile ale mele împreună cu Radmila Popovici. Totul se petrece pe moment și o avem alături de noi și pe Violeta Botezatu, cu voce, cu gobza, inclusiv, este? Da. După asta se ia o pauză, Radmila anunță acolo o pauză. Această ediție noi o intitulăm Povestea Neamului, da? După care noi venim cu un proiect mai amplu, jazz în Chișinău, cu un instrumentist din Armenia, care va fi un saxofonist, care va cânta și la duduc și la toate lucrurile astea. În Povestea Neamului am făcut anumite aranjamente interesante, cum ar fi Eu sunt Barbu Lăutaru. Am făcut o suită pentru pian și patru voci. Cristina Pintilie, Mihaela Handuca, Violeta Botezatu și Nicoleta Sava Hanganu. Am făcut o suită pentru pian și patru voci cu... Dacă e Povestea Neamului, acolo avem și trei cucuieți și simbolul bisericii, clopote, iluzii acolo. Deci o simbioză. Deci mioritic, jazz, illusions, eu așa am intitulat-o cu... E delicat acolo chestia, da. Ca de ale mele, de astea. După care avem ale noastre, ciocârliile și tot așa. Avem flaut, avem nai. Avem bas, avem tobe, deci un proiect așa destul de amplu. Abia așteptăm. Foarte ambițios. Da. Noi vă mulțumim tare mult pentru că ați venit la ora asta matinală la noi în studio să ne vorbiți despre. Mâine plec în Vilnius. Mâine plecați în Vilnius, aveți o misiune importantă acolo, da. Să fie și revin pe 29. Da, și la Vilnius acolo mai vânați pe cineva care poate ajunge la ediția. Păi am vânat anul trecut, mai veniți și anul ăsta. Mai bine, succes aveți. Mulțumesc mult. În continuare, trecem la un subiect colorat, inspirat de pe alt continent. Alt continent, Mihaela. Chiar. Da, da, da. Și nu o să mergem acolo unde am mai fost. Da. Este vorba despre coafurile afro, un trend tot mai popular printre vedetele din toată lumea. Ia uite, popular zici. Mm-hmm. Da, și ție ți s-ar potrivi așa dacă mă gândesc bine. Da, așa, o coafură de aia așa... Da, colorată. Colorată. Zic, da. Mm-hmm. Acest stil vă protejează părul, este versatil și potrivit pentru orice formă a feței. Mm-hmm. Iar colega noastră, Betty Turculeț, a cunoscut două tinere talentate care se pricep la împletit cosițe afro, așa că o să facem cunoștință și o să-ți fac și ție, că vreau să oare te
plăcut și Betty Costiță afro? Cum crezi? Eu cred că da. Crezi că da. Aflăm din reportajul ce urmează. Pentru că sunt o persoană mai dinamică și nu-mi place sedentarismul, astăzi voi încerca o experiență unică pentru mine. Am venit în vizită la aceste fete frumoase, actrițe și meșterițe de coafuri afro. Ei bine, după cum v-ați dat seama, am intrat cu părul drept, dar cum urmează să ies, vedeți în continuare. Nu sunt surori, dar au o pasiune comună. Daniela Cioclu și Ala Buhna au absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. De mici se vedeau jucând roluri, iar în prezent sunt actrițe la Teatrul Night Guguță din Chișinău. Eu sunt totuși mai mult ceea ce sunt de dramă. Eu mai ajut cu păpușile, puțin dacă e nevoie să țin vreo 2-3 păpuși pe acolo și Ala de acum în timp ăsta joacă. Eu tot sunt în teatru, în teatru de la Ciocana, tot teatru pentru păpuși. Mai multe spectacole am, desigur, și deja mai activăm. Consideră că nu ele au ales teatrul, ci teatrul le-a ales pe ele. Numai că în ziua de azi nu poți trăi dintr-un salariu de actor. Din punctul meu de vedere, imposibil e că nu poți stai pe un salariu la actorie. Vă dați seama, actorii nu au un salariu care poți trăiești de la până la. Ok, poți, în cazul nostru în că vrem să ne dezvoltăm, e altceva. Noi vrem să ne dezvoltăm și pe plan financiar. Așa că au găsit o activitate interesantă care să le aducă niște bani în plus. Au achitat 18.000 de lei pentru niște cursuri ca să învețe cum se împletesc cosițele afro. Noi ne-am apucat de asta în pandemie. Da? Da. Ne-am apucat în pandemie, cu toate că Dana vroia cosițe, dorea cosițe când pleca la mare și îi părea scump să se împletească în altă parte. Și ea, printr-o prietenă, dăm pe cineva care poate împleti. Și eu eram fata de la curs care împleteam pe toate, dacă aveam vreun examen, eu trebuia să fac coafură și repede mă împleteam și pe mine și plecam la examen. Și eu zis că Ala, dar eu idei n-avem și înseamnă coafuri afro, adică este un material, nu știu de care, tu trebuie să-l pui în cap și să-l împletești. Dana ne-a arătat un video, ia că așa îi spoți, azi putem. La început, toate cosițele ieșeau diferite, dar treptat au ajuns la rezultatele mult dorite. Cred că pe noi ne-a chemat, nu știu, meseria asta, ne-a spus că Dana, tu vrei să fii împletită. Și eu zic, eu vreau. Și eu zic, dar și eu să te împletească. Și eu zic, Ala! Afectează sau nu scalpul o asemenea coafură? Este întrebarea pe care o aud cel mai des de la persoanele care aleg să-și facă niște cosițe afro. Dacă e un meșter care știe cum să lucreze cu materialul, știe cum să lucreze cu părul clientului, să nu-l tragă prea tare, în cazul ăsta, într-adevăr, nu traumează nimic. Dar dacă este un meșter care efectiv la viața lui nu s-a pus cu întrebarea de eu fac corect sau nu și în cazul în care îi desîmpletesc ca să iau bani din asta, atunci da, semn de întrebare apare. Da, poate să fie așa gen. Domnișoarele care vor să încerce o coafură inspirată din cultura africană trebuie să fie pregătite să stea de la 3 până la 8 ore pe scaun, în funcție de calitatea firelor de păr. Lângă împletitul cosițelor, actrițele au și alte preferințe în materie de coafuri. Două braideri. Pe care să facem azi. Da, asta e cea mai populară, cea mai întrebată cel puțin, fiindcă populară în rândul fetelor. Eu cred că de seama noastră e și asta. Pe lângă faptul că nu poate nu atât cât populară, cât comodă, și mai ieftin decât alte coafuri, fiindcă tot ce îți faci o afro coafură cam o lucruță că e costisitor. Fiindcă noi mai mult plătim pentru material. La ce preț? La ce preț? De la 400. Da. De exemplu... Asta e 900. Da, asta e 900. Cosițele afro rezistă până la 2 săptămâni. Daniela și Ala ne atenționează să nu încercăm să le facem acasă, pentru că doar un profesionist știe cum să aleagă corect cantitatea necesară de extensii.
coafura mea afro este gata. Acum nu ne rămâne decât să mergem, fetele, să-mi aleg o rochie și să mergem la petrecere. Vă mulțumesc tare mult și să știți că mie tare îmi place. E prima dată, dar cred că o să mai încerc. Desenator, ți-am zis? Colega noastră, mov. Ți-am zis că Betty a încercat și stă foarte bine. Mie ce culoare mi-ar părinde? Verde. Bine. Verde, brusc așa, subit, verbe. Nu știu, așa m-am gândit la o schimbare de look, știi? Dacă stă-ți mă la tine așa, cu... poate pentru un spectacol sau ceva, nu ți-ar plăcea? Un verde cred că mi-ar prinde. Tot la verde ai rămas. Da, pentru că mă duce în zona lui Joker și mi-mi place foarte mult personajul ăsta, așa că... Și intrăm într-o zonă deja pentru un acolo, gata. Da, ne pierdem. Ne pierdem, da. Ne ajunge orele multe ca să vorbim despre personaje, dar nu. Nu, noi o să continuăm cu, cu ceva foarte important pentru noi. Da, pentru că în vremurile pe care le trăim este esențial să înțelegem circumstanțele în care au loc evenimente importante pentru prezentul și pentru viitorul Republicii Moldova. Da, și în contextul campaniei De ce să fiu european, lansată de TVR Moldova, discutăm cu domnul Igor Munteanu, ex-ambasador, analist politic. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! Analist politic mai puțin, în ultima vreme încerc să reprezint un anumit electorat, respectiv reprezintă un partid politic. Se numește Coaliție pentru Unitate și Bunăstare. Deci noi promovăm lucrurile care lipsesc într-o anumită măsură în societatea Republicii Moldova și evident ideea europeană este una din ideile coagulatoare pentru societate. Așa este și într-adevăr în ultima perioadă au loc în această lună o serie de evenimente pe care le putem încadra în acest generic de european și pe 1 iunie are loc cel de-al doilea summit al comunității politice europene în care mari lideri europeni vor veni la Chișinău să discute despre energie, infrastructură, securitate și alte chestii importante. Ce semnificație comportă acest lucru pentru Republica Moldova? Păi, în primul rând, ca să folosesc un cuvânt pe care îl utilizați în, mă rog, discuțiile voastre, avem verde pentru Europa. Avem lumină verde deschisă și, evident, există foarte multă atenție pentru această trezire a identității europene printre moldoveni. După cum vedem, acest lucru se observă și în sondajele de opinie, dar și în felul în care s-a participat la evenimentul din 21 mai. Sigur, acest lucru nu deschide imediat culoarul pentru negocierile de aderare, care sunt cele mai importante mecanisme cunoscute în Uniunea Europeană, dar creează sensibilitate pentru cauza europeană în Republica Moldova, creează atenție pentru necesitățile de dezvoltare ale economiei naționale, ale administrației, din care, evident, primim serviciile statului prin intermediul lor. Și probabil că va ajuta un pic la detensionarea atmosferei generale din Republica Moldova. Este foarte important ca această opțiune europeană să nu fie privită doar la nivelul abstract, ci la nivelul participării și inclusivității fiecărui dintre cetățeni. Chiar și cei care de uneori spune, dar nu știu ce cu Europa asta. Până la urmă trebuie să aibă posibilitatea de a-și revizui pozițiile și de a înțelege că integrarea europeană reprezintă o schimbare istorică, o schimbare generațională și o schimbare fundamentală pentru ceea ce reprezintă Republica Moldova cu toate moștenirile sale mai bune sau mai rele. Uniunea Europeană înseamnă dezvoltarea aptitudinilor individului dintr-o perspectivă liberală, iar pe de altă parte înseamnă posibilitatea de a aduce normalitate în viața noastră. Această normalitate se exprimă prin instituții stabile care lucrează pentru cetățean și în favoarea interesului public. Asta înseamnă posibilitatea de a călători liber, dar noi nu știm că asta a fost un foarte mare beneficiu. Începând din 27 aprilie 2014, când a fost ratificat acordul de liberalizare a vizelor. Acum trebuie să mai facem un salt și acest salt este legat de creșterea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova cu ajutorul asistenței pe care oferă Uniunea Europeană. Deci accesul la fondurile de preaderare reprezintă o investiție serioasă și clară în bunăstarea familiilor, a indivizilor, a lucrurilor care trebuie să ne facă un pic mai calmi și mai determinați în această apropiere de Europa. Da, și ați spus că lucrul ăsta nu se întâmplă peste noapte, e nevoie de timp. Ce ar trebui să facă omul de rând ca acest timp să fie cât mai scurt? Omul de rând ar trebui, în primul rând, să-și determine exact
Care este interesul lui individual în acest proces de aderare sau integrare europeană? Pentru că nu se va întâmpla peste noapte ca cineva să-i aducă, să-i descarce în o gradă mulți așa se așteaptă beneficiile europene. Sunt foarte mulți oameni care va trebui să facă un minimum efort să înțeleagă cum funcționează Europa economic și cultural și social și administrativ. Să înțeleagă că într-o Uniune Europeană, Republica Moldova ar trebui să-și adapteze și comportamentul colectiv. Și atunci când mă refer la comportamentul colectiv, asta înseamnă că într-o orice societate, moda, atmosfera o face voința colectivă. Și acest lucru înseamnă rule of law, adică supremației legii, mai puțină corupție, mai puțină muncă, dedicată pentru binele familiei și binele general, mai multă, dorință de progres social. Pentru că fără aceste lucruri, sigur că Uniunea Europeană nu va putea transforma instituțiile și mentalul colectiv. În sfârșit, probabil că un rol foarte important ar trebui să-l aibă autoritățile locale. Pentru că cel mai mare beneficiar de asistență și regională și locală au avut-o întotdeauna de la Schuman, de la fondurile care s-au deschis pentru regiunile europene, l-au avut autoritățile locale care au construit o infrastructură pentru serviciile de primă necesitate, au adus ordine publică la nivelul comunităților prin poliția de cartier, au adus beneficii pentru dezvoltarea micilor afaceri. Toate aceste lucruri s-au făcut cu forțele comune ale guvernelor naționale, dar și cu autoritățile locale. Și noi trebuie să fim pregătiți în următoarele luni, dacă se întâmplă această minune așteptată, predictibilă, de la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, să deschidem aceste negocieri pentru aderare, lucrurile se vor precipita și trebuie să avem instituții pregătite și oameni deschiși la minte. Așa este. Și chiar inclusiv în cadrul adunării Moldova Europeană au fost transmise mesaje importante de către oficiali europeni, cum că până la sfârșitul 2030, adică în 7 ani, Republica Moldova ar putea avea șanse mari de a adera la Uniunea Europeană. Revenind la acest summit, este cu siguranță un motiv de mândrie pentru multă lume și pentru cetățeni și probabil că ar trebui să fie. Cu ce ne alegem sau cu ce rămânem în urma acestuia? Acest summit reprezintă o comunitate încă destul de virtuală. Nu poate fi comparată cu Uniunea Europeană, pentru că Comunitatea Politică Europeană reprezintă un club informal al decidenților din Europa. Asta înseamnă președinți, șefi de stat care vor veni la Chișinău, care vor spune în felul următor. Pentru noi contează și estul Europei. Pentru că noi înțelegem că atâta vreme cât rămâne o zonă gri, această zonă gri este ușor atacată de forțe ostile, idei europene. Și respectiv, venim la Chișinău pentru ca să înțelegeți voi cât de important este estul Europei, Europa de Est, pentru stabilitatea generală a Uniunii Europene. Respectiv, vom întări ajutorul pentru Republica Moldova și Ucraina, care sunt state candidat la aderare. Și am venit aici pentru ca să vă întărim sentimentul sau spiritul vostru. Dar acest lucru nu va înlocui efortul intern și nu va însemna că imediat pe data de 23 iunie vor curge lapte, râuri de lapte și malurile vor fi de miere. Uh-huh. Efortul intern reprezintă un lucru foarte important pentru că trebuie să disciplineze administrația de stat, trebuie să ofere instrumente de schimbare pentru larga societate și trebuie probabil să luăm în considerație faptul că ar trebui să îngustăm spațiul de manevră pentru forțele ostile procesului de aderare la Uniunea Europeană. Și ele sunt. În societatea noastră mai sunt grupuri politice cu agenda unor state agresori. Vorbesc despre Federația Rusă, care în acest moment desfășoară un război de agresiune contra Ucrainei. Foarte multe din consecințele, efectele imediate ale acestui război, noi le simțim pe propria piele, pe costurile economice care se revarsă asupra economiei, pe această timorare a omului care adesea nu-și poate planifica, zice, da, cum să pornesc un business, când, de exemplu, la 100 de kilometri de
de noi cineva distruge orașele. Da. Deci această instabilitate este un factor care încearcă să ne împiedice să devenim sau să ne transformăm într-o societate supusă legilor europene. Iar legile europene sunt foarte simple. Beneficiile trebuie să fie adresate cetățeanului. Transformarea și dezvoltarea societății trebuie să servească unor interese pe termen lung de a deveni parte din Europa. Și modelul românesc este unul dintre cele mai importante, cel mai aproape de copiat, de replicat. România acum 30 de ani în urmă era mult mai săracă, mai slabă și mai neîncrezătoare în șansele sale. Mi-aduc aminte, eu am făcut parte din prima generație de basarabeni care au pornit studii post-universitare la București, 90-92, perioada imediat după Revoluție. Și mi-aduc aminte și până acest moment cum se uitau cu invidie în cetățenii români la basarabenii care aveau un nivel de viață mai bun și cu toate, eu știu, dramele perestroicăi în zona, regiunea noastră, chiar înainte de declarația de independență, oamenii se simțeau un pic mai liberi, erau mai deschiși la glasnost și la alte lucruri. Românii, în mare lor parte, erau timorați de regimul Ceaușescu, da, da. Și mai departe. Stăteau la ora 5 dimineață în rând la lapte, la un litru de lapte în noaptea, de exemplu, pe la ora 5-6. Acum, de exemplu, România arată, nu este o grădină de rai, dar nivelul de viață și optimismul social este un optimism de tip european. Și trebuie să încercăm să insuflăm acest optimism compatrioților noștri din Republica Moldova și să înțelegem că este o oportunitate istorică de a ne mișca rapid și de a obține beneficiile acestei integrări europene. Așa este. Noi vă mulțumim tare mult pentru faptul că ați venit la noi și ați făcut un pic de lumină ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Exact. Și fiecare dintre noi este responsabil și trebuie să muncească pentru această cale. Vă mulțumim mult. Să vină lumina. Da. Mulțumim. Lumina, pentru că unde vede este. Adevărat, da. Iar delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, împreună cu ambasadele statelor membre ale UE, marchează Ziua Europei 2023. Printr-o serie de evenimente culturale, interactive și educaționale în diferite regiuni ale Republicii sub genericul UE Moldova împreună mai puternici. Cu un mesaj vine și Juan Antonio Martin Burgos, însărcinatul cu afaceri al ambasadei Regatului Spaniei la Chișinău. Dear friends, on Europe Day we celebrate those values that we, Team Europe, live and promote. Values that offer stability, safety and predictability to business, well-being and opportunities for everyone. The assistance provided to Moldova by the European Union and Team Europe is aimed at creating the necessary conditions for people to feel safe and protected and to fully develop their capabilities and expectations. These extraordinary results are only possible in a rule of law country. Good governance, democratic institutions, rule of law, fight against corruption and organized crime, respect of human rights and legal security are important preconditions for a functioning market economy and sustainable growth, and are the backbone of a strong and resilient states and society with enhanced social protection and solidarity. Happy Europe Day. Together we are stronger. Together we grow stronger. Îi mulțumim Excelenței sale pentru acest mesaj, iar noi continuăm cu calendarul istoric, partea a doua a calendarului istoric. Și știu că să ne spui despre un loc, o să ne vorbești acum. Unde ai fost? Ai fost în vacanță de iarnă? Da, am vizitat. Te-ai bucurat? Te-ai vizitat? Da. Ți-a plăcut? Da.
Și ce anume ți-a plăcut? Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut și arhitectura, mi-a plăcut energetica pe care o transmite locul, dar noi simt că vorbim și oamenii nu prea ne înțeleg, știi? Adică... Hai să mai ținem așa în suspans. Bine, o să dezvăluim. Primul eveniment în 1903 a avut loc în data de 24 mai. Este inaugurat Castelul Pelișor, reședință princiară și regală construită între anii 1899-1902 la Sinaia de arhitectul ceh Carl Liman și decorat de artistul vienez Bernard Ludwig la comanda regelui Carol I, ca reședință a principilor moștenitor Ferdinand și Maria. Da, Castelul Pelișor are 99 de încăperi, întreaga casă a fost decorată pentru a fi o reședință princiară și poartă amprenta unei personalități puternice a reginei Maria. În actul inaugural al castelului, pictat de regină pe pergament, se consemnează, cităm noi, Carol I, rege al României, clădim această casă alături de falnicul Castel Peleș pentru iubiții noștri nepoți. Sfințită de biserică, spre a aduce binecuvântarea cerului, noi, Ferdinand, principe al României, cu Maria, principesă, primităm această nouă clădire cu inima recunoscătoare și plină de dragoste. Intratăm cu ai noștri copii, Carol, Elizaveta și Maria, în anul a Mântuirii 1903, iar al domnie regelui Carol al 37-lea, în ziua de 24 mai, dat i-am nume Pelișor, citat încheiat. Frumos! Foarte frumos! Într-adevăr, ți-am zis că mi-a plăcut. Da, este, de fapt, din interiorul castelului Peleș, dar Pelișor e un pic mai la vale, mai într-o parte. Acolo, da, e de acolo, da. Dar e foarte și pitorească zona și... Dar fiecare odaie era predestinată pentru fiecare copil avea și câte un servitor și era ceva fantastic, da. Probabil că atunci când te plimbi pe acolo... A fost mai greu să intri la Pelișor decât la Peleș. Trebuia să stai în rând, mult timp. Păi și la Peleș era rândul foarte mare, ce puțin când am fost eu. Mie mi-a fost mai ușor să intru la Peleș decât la Pelișor. Da, bun, interesant. Și asta crea mai mult suspans. Că să vezi ce urmează, acolo, acolo. Da. Ce ziceam, că am impresia că atunci când te plimbi prin aceste locuri și chiar am simțit-o... Parcă se transmite o bucățică sau o frântură din energetica aia de pe atunci. Te simți și tu un pic de... Știu o poveste. Da, într-adevăr, s-a pasat foarte mult și datorită unui eveniment despre care am auzit. Ceaușescu a făcut o vizită la Palatul Peleș și Pelișor și el cumva avea de gând să facă o schimbare și cel care îl însoțea a zis că ceva se întâmplă în pereții castelului și dacă, de exemplu, îi deranjăm, va fi ceva, va provoca ceva neplăcut. Da. Și atunci a hotărât dictatorul să fie lăsat și peste an deja, când a apărut acea posibilitate să fie restaurat și deschis pentru public. Curios, nu știam de chestia asta. Da, că altfel poate trecea printr-o schimbare radicală și nu mai era să vedem ce vedem noi astăzi. Adevărat. Mergem mai departe? Da, următorul eveniment, 1908, a fost inaugurat Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Da, primele sale ale muzeului din șoseaua Kiseleov s-au deschis oficial la 24 mai 1908, în prezența regelui Carol I, a principesei Maria și altor importante personalități ale lumii științifice, culturale și politice de atunci. Și atenție aici, pentru prima dată în lume, muzeul din București expunea dioramele, vitrine tridimensionale în care speciile erau prezentate pe categorii de habitate în posturi naturale și proiectate pe un fundal pictat. Da, viața în Sahara este una dintre primele diorame de la Muzeul Antipa, iar succesul de care s-a bucurat acest mod de prezentare a făcut ca dioramele să fie un exemplu de urmat și de alte muzee din lume. Așa că dacă vedeți niște diorame prin alte mari muzee din țările din Europa, să știți că s-au inspirat din Muzeul Grigore Antipa din București. Urmează să vă spunem despre o mare personalitate de origine americană, poet, compozitor, cântăreț. Da, este vorba de Bob Dylan, este și actor american, laureat al premiului Nobel. Pe numele său adevărat, Robert Allen Zimmerman, este considerat unul dintre cei mai influenți și inovatori artiști ai secolului 20. Da, numele de Bob Dylan a fost ales de artist în onoarea poetului Dylan Thomas. Inițial, el a cântat sub numele de Bob Dylan, dar a mai adăugat un Y pentru a fi mai original. Așa, originalitate, da, să mai adăugăm ceva. A început să cânte folk în anii 60, dar și-a extins stilul muzical pentru a include rock, blues și chiar country. Da, Dylan a scris multe cântece emblemă care au devenit imnuri ale mișcărilor de protest din anii 60. În 2016, Bob Dylan a devenit primul muzician care a primit premiul Nobel pentru literatură pentru creația sa poetică creativă, care a influențat profund muzica contemporană și cultura pop. În anul 2008, revista Rolling Stone l-a clasat pe Bob Dylan pe locul 2 în lista
celor mai mari artiști ai tuturor timpurilor, după The Beatles. Da. Așa frumos, e. Dacă adăugăm un Y la Anatoli, ca să fie și mai... Anatoli, Guzic și Helen Rutincu. Da. Se duc în pauză frumos. Și au rămas bun pe scurt timp, așa că stați aproape.